România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și multă lume mi-ar spune astăzi, adică cum să fie cea mai importantă dezbatere de la noi, victoria unui spaniol la celălalt capăt al lumii, chiar dacă Rafael Nadal devine cel mai mare campion din istoria tenisului. Păi are, să vă explic eu. Eu cred că fiecare performanță de acest fel inspiră nu numai planeta, dar are o însemnătate diferită în fiecare parte a lumii, în fiecare țară. De foarte multe ori, noi aici în România suntem atenți doar la ce ni se întâmplă nouă și zicem că trăim lucruri extraordinare și uităm de învățăturile pe care le putem lua de la alții, de la ceilalți. Mi-a atras atenția o frază rostită de Roger Federer în mesajul către Nadal și această frază spune așa: îți admir etica muncii, nu talentul, rezistența fizică, lucrurile, tactica pe care o are, ci etica muncii, adică modul în care pui cărămidă peste cărămidă ca să sprijini un talent uriaș. Și asta pentru mine cel puțin, dar cred că și pentru noi trebuie să fie teribil de important. De câte ori eșuăm în sport, și da, noi românii eșuăm de foarte multe ori în sport, ne întoarcem către federații și zicem, sau către antrenori și zicem, bă, dar voi nu știți, mă, ce faceți acolo, ce aveți de făcut. Asta e și dezbaterea din interiorul sportului, dacă ați văzut când vorbesc fotbaliștii între ei și chiar și la tenis, și la handbal. Nu, nu, habar n-aveți ce faceți, da? Și când eșuăm ca societate în diverse domenii, tot așa ne întoarcem către politicieni și spunem, nu știți ce faceți, nu faceți bine. Dar noi cum muncim? Cât de bine muncim? Cât de bine o facem? Cum arată etica muncii la noi? Și suntem capabili de sacrificii ca să avem și noi astfel de campioni? Pentru cine n-a văzut finala de ieri, povestea arată așa. Rafael Nadal, un om de 35 de ani și jumătate, joacă un meci împotriva unuia dintre cei mai în formă tenismeni ai momentului, rusul Daniil Medvedev. Nadal vine după o perioadă de pauză lungă, cu accidentare complicată și care nu are termen de rezolvare cunoscuți. A fost și infectat de COVID. Niciun specialist nu-i dă șanse să ajungă în finală, dar aminte să câștige turneul. Chiar și șansele trecute într-un program de calculator arată că el are cam, cum să zic, o treime din 100% șanse de câștig. Și meciul curge în direcția asta, este condus cu 2-0 și lumea admite că diferența dintre cei trei mari, Federer, Djokovic, Nadal, trebuie să rămână neschimbată. Doar că următoarele trei seturi se transformă într-un miracol. Spaniolul le câștigă pe toate trei, este purtat de o energie fantastică, dar și de un public, cum să zic, măcar neelegant, care i-a spulberat adversarul. Victoria sa însă nu este mai puțin importantă. În șirul de declarații de după meci, Nadal spune că a hotărât la un moment dat că nu iese bătut de pe teren, că nu va mai repeta ce a trăit în trecut. Spune că este victoria cea mai plină de emoții din viața sa, dar că nu înțelege cum a făcut-o și că nu a avut pregătirea necesară ca să ajungă aici. Poate nu pentru acest turneu, dar în mingile de aseară s-au adunat zeci de ani de muncă, transpirație, durere, modestie, au fost căderi în genunchi, au fost prăbușiri, intervenții medicale, cârje, dar și o dorință uriașă de a munci zi de zi, ca să fii cea mai bună versiune a ta. Sigur că performanța impune asta, dar viața o cere și omul acesta are ceva special ce noi nu putem. Vă invit la o discuție despre muncă și construirea zilnică a performanței. Dacă vreți, începem de la copiii noștri. Oare știm noi să facem un Nadal cel mai mare din istorie? Așadar, 0372069599. Îl repet, să se audă în toată țara. 0372069599. Ce le spuneți copiilor voștri despre această victorie? Cât este muncă și cât e talent într-un astfel de succes istoric? Când vă dați copiii la sport, ce reguli le impuneți și ce sacrificii le cereți? Și vreau să mai știu de la voi dacă noi în România avem o etică a muncii care să ne dea dreptul la astfel de performanțe. 0372069599, emisiunea aceasta este și pe Facebook, vreau să vă aud și să-mi povestiți cum arată lucrurile la noi și cât putem construi din punctul ăsta de vedere.
Laurențiu, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua, domnul Cătălin! Vă mulțumesc pentru că am posibilitatea să pot vorbi cu dumneavoastră. Eu am fost și eu sportiv de performanță, am făcut în not, acum am frumoasa vârstă de 57 de ani, dar îmi doresc foarte mult ca nu numai părinții să-și îndrepte copiii către o activitate extrașcolară, tip not de performanță sau tenis de performanță, pentru că noi în țară avem foarte multe talente, numai că din cauza lipsei atenției către acești copilași nu reușim să ajungem la performanțele lui Nadal. Ce numești lipsă de atenție, Laurențiu? Că eu asta vreau să înțeleg. Ce înseamnă? Că nu se muncește bine acolo? Ba da, se muncește foarte bine și avem și antrenori de nivel mondial. Atenția care eu aș dori ca autoritățile să o îndrepte către copii este reorganizarea unui program de școală și reorganizarea sportului pe care ei îl îndrăgesc. Părerea mea. Deci vezi, ăsta e un reflex teribil. Și tu te-ai îndreptat către autorități, adică, ok. Eu m-am îndreptat către autorități, pentru că, în general, autoritățile în țara noastră cam organizează ele în funcție de buget, în funcție de ce știu eu, fără starea lor de spirit. Fără autorități nu se poate. Ba da, se poate. Numai că autoritățile sunt cele care aprobă un buget pentru diferite sporturi. Și atunci e normal ca eu să mă uit în sus cum ar veni, deci către autorități. În cazul de speță, Ministerul Sporturilor. Și am văzut că în ultimii ani, așa cum tenisul a demonstrat-o prin faimoasele noastre fete în toată lumea și băieți, notul și foarte multe sporturi care urcă treaptă cu treaptă și ajung pe cele mai înalte trepte din palmares. Și zici că e vorba de autorități, nu de muncă. Adică faptul că ei au pus banii s-ar putea să schimbe ceva. Domnul Cătălin, munca este, cum să vă zic, munca este baza pregătirii unui sportiv. Pentru că nu cred că fără muncă și sacrificiu nu cred că se ajunge la acel nivel. Cât vorbim despre Nadal, s-a văzut, nu? Deci condus cu 2-0, el a reușit doar prin etica muncii, cum a spus și faimosul Federer, să ajungă să-l întreacă pe Medvedev în finală. Acolo este etica muncii. Și noi avem în țară foarte multe persoane, foarte mulți copilași care etica asta muncii este învățată de mici, numai că se pierd pe parcurs. De ce? Aici vreau să-mi spui. De ce? Pentru că autoritățile nu le acordă niciun sprijin. Pentru că avem... Da. Nu știu dacă a venit acum, Laurențiu, nu te spăra pe mine, nu știu dacă a venit primarul sau premierul de prin Spania să-l ajute pe Nadal. Dar nu-i vorba de ajutorul, cum să vă zic, ajutorul la face-to-face. Este vorba de baze sportive, este vorba de un program. Asta da, pot să fiu de acord. Dar este vorba, mulțumesc tare mult, este vorba de un program, dar este vorba și de modul în care zi de zi încerci să treci peste obstacolele de genul ăsta. De fapt, eu cred că asta ne lipsește nouă cel mai mult. Mă întreabă cineva pe Facebook dacă emisiunea a devenit motivațională. Da, într-un fel poți să o privești și așa. Mi-e foarte simplu să fac emisiuni în care să spun că guvernul este rău. Poftim, dacă vrei să dau un scris. Guvernul PNL-PSD este rău. Dacă e cineva mai mulțumit de această abordare, să știți că mereu va fi aici. Și USR e la fel de rău. Asta vreți să fie România tot timpul? Asta trebuie să fie modul în care să funcționeze societatea noastră? Adică ne așezăm pe poziții adverse, astăzi venim și zicem cu tare e prost. Dar uneori
Stați să vă întrebați de ce nu ne reușesc lucrurile pe care le avem de făcut. Vă întrebați asupra modului în care muncim. Uite, am să spun o chestie foarte neplăcută. Păi am impresia că în foarte multe locuri din România se muncește cu neseriozitate. Și cred asta că în România se muncește cu foarte multă neseriozitate în sport, de exemplu. Și că performanțele sunt rare pentru că numai unii oameni pot să treacă de obstacolele astea. Cred că foarte multă lume dintre cei care dintre cei care vorbesc la televizor, mai ales pe subiecte de fotbal, au ratat fundamental în profesia lor, dar în schimb au o opinie la televizor. Noi am văzut nicăieri prin administrație să construiască cluburi. Cluburile noastre din România sunt decăzute aproape complet. Cluburile de fotbal astea profesioniste sunt niște structuri mai mici decât radioul acesta, sincer vă spun. Și când îi văd la televizor, câte impresii au în cap despre ce ar trebui să facă alții, mă enervează. Hai să spunem cinstit, băi, nu ne place munca de foarte multe ori. A, ne place așa o șprița în geală, ne place să ne dăm cu părerea, iar sacrificiile sunt pentru Simona Halep. Da, ea se poate sacrifica. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, Cătălin. Te ascult cu mare plăcere emisiunea în fiecare zi la ora asta. E prima dată când intru în direct, deși până acum am ascultat doar părerile altora, dar acum mai este subiect pentru că ieri chiar am vizionat finala. A fost spectaculoasă, ca să vă zic așa. Timp de 5 ore, nici eu și soția nici nu am putut merge să mâncăm. Eram cu sufletul la gură, îl susțineam pe Nadal. Și chiar asta discutam cu soția, că e un adevărat campion și un adevărat luptător, chiar în timpul meciului. De asta am și sunat, că a fost pe același subiect. Uh-huh. Și spuneam, și noi în țară am putea avea foarte mulți copii talentați și foarte mulți campioni, pentru că, nu știu, tu ziceai că nu muncim și că nu suntem etici. Nu ne place munca, să spun, sau facem lucrurile pe jumătate. Așa e, în mare parte, unii dintre noi se mulțumesc cu puțin. Au ajuns la un nivel să câștige câteva mii de euro pe lună și zic, gata, e ok, e suficient pentru mine și pentru familia mea. Dar cred că sunt și foarte mulți români. Gândește că sunt români care au și câte 2-3 joburi, muncesc 14, 15, 16 ore pe zi. Chiar tot la tine ascultam într-o emisiune lucrul ăsta, că ai făcut o emisiune despre treaba asta. Și cred că acei oameni, dacă ar fi făcut sport, ar fi putut fi adevărat campioni. Și asta, de ce nu avem acum campioni, ca să răspund și la întrebarea asta, pentru că eu mă gândesc doar la cazul meu. Și mie mi-a plăcut sportul, am făcut fotbal când eram mic, părinții nu m-au susținut în domeniul ăsta și n-au vrut să fac asta, veneam acasă cu papucii rupți și mă certau că de ce am rupt papucii la fotbal. Da, cunosc, deci, ești cam de vârsta mea. Asta ar fi un prim pas. Trebuie să ai susținerea unui adult, a unui părinte să te susțină în ceea ce faci. Și tu, dacă îți place acest lucru, să-l faci și tu cu plăcere. Și în al doilea rând, cum spunea și antevorbitorul dinainte, statul are un rol foarte important în educație, domnule, în primul rând. Scrie și lumea pe Facebook că statul, că noi n-avem baze sportive, că n-avem, nu știu... A spus cineva pe drept cuvânt, costă 10 euro pe oră să te duci să antrenezi copilul. Da, e adevărat. România ar putea să aibă un program pentru tenis sau pentru alte sporturi unde nu să doar, fie gratuit. Că te derup, Cătălin. Nu doar pentru tenis, dar hai să ne uităm la americani, hai să ne uităm la spanioli, hai să ne uităm la francezi. Uitați-vă la sistemul lor educațional, unde există ore de sport 2-3 pe săptămână, unde se investesc, se aduc bani de la buget, da, și copiii așa sunt educați, li se oferă o masă caldă la școală, fac și un sport în cadrul școlii cu un profesor, cu colegi. E un alt mod de lucru și un alt mod de viață, mai cel puțin în sport. Și sunt educați în stilul ăsta de la început. Și chiar să spunem, poate dintr-o clasă de 25-30 de copii, nu unul, dar din cealaltă clasă sunt 6-7 clase pe nivel. Din 6-7 clase, sigur vei avea un campion pe un sport, în not, pe fotbal, pe tenis, așa mai departe. Bază de selecție din ce în ce mai mică. Exact. Să știi, copiii preferă să se joace pe calculator. Copiii nu mai sunt învățați despre plăcerea de a bate mingea. Și îți mai spun un lucru foarte trist. Din cauza lipsei de muncă și a tot ceea ce se întâmplă, nu au nici modele. Crezi că Florinel Coman mai este inspirațional astăzi? Da, niciun fotbalist. Etica muncii? Pentru mine, în afară de Hagi din România și Adrian Ilie, nu știu dacă ar mai fi. Aia că zici generația noastră. Dar copiii nu cresc cu generația noastră. Noi suntem bătrâni. Copiii se uită la sportivii de astăzi. Da?
Cine să fie, mă, inspirațional? Răuță? V-ați uitat la meci aseară? Că a jucat marele derby al fotbalului românesc. Nu pot să mă uit. Ia la meci să numește fotbal. Da. Gabi, dacă Torji... vrem să vedem fotbal, trebuie să ne uităm de la Champions League, campionatul Angliei, campionatul Spaniei. Acolo vedem sport adevărat. Da. Fotbal adevărat. Sunt de acord cu voi, mulțumesc, Mihai. Sunt de acord cu voi că poate sunt prea puține baze. Sunt de acord cu voi că poate ne lipsesc banii să facem mai multe și că e un tip de sărăcie aici. Dar... aș pune mâna în foc că nici nu avem voința aia de a rupe norii decât în foarte puține situații. Și știți de ce zic asta? Uitați-vă la traseul fotbaliștilor din România, oameni buni. Unde să duc ei să joace? Acolo unde le este mai ușor. Noi nu avem clasa mijlocie a fotbalului. Îmi pare rău, oamenii joacă niște campionate de-astea de care, nu știu, te și miri că sunt acolo. Nimeni nu vrea sau nu poate să joace unde e competiția mai dură. De ce? Pentru că ani de zile n-am muncit și am fușerit-o. Alexandru, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Salut, ascultătorii. Te ascult. Afară de ce au completat antevorbitorii mei, afară de muncă și să fie nativ, talentul lui nativ, dacă vă aduceți aminte când a apărut prima dată Nadal în turnee cu mult, sub 20 de ani... Da, avea 17. Cristian, marele Cristian Țopescu spunea, acesta va ajunge, acest copil va ajunge mare în tenis. Și a ajuns. De atunci îl urmăresc și îl admir și la copiii mei ce să le spun? Copiii mei îl cunosc, nu poți să le zici mare lucru. Copiii, chiar dacă ar vrea, abandonează orice fel de sport fiindcă nu au bază materială. Se duc la antrenamente și cumpără ghete, și cumpără jambieri, echipament pe banii lor. Până la urmă părinții clachează. Și s-a terminat. Da, să știi, de acum, aceea spuneau antevorbitorii mei că nu avem suportul statului. Să fim un pic onești cu noi. Mari campioni americani sunt făcuți în niște baze private la Nick Bollettieri, Andre Agassi a trecut pe acolo. Cred că și Medvedev este instruit în străinătate pe bani exact. Foarte mulți. Și nu sunt bani exact. Plătiți de stat, sunt familii care fac sacrificii. Adică e și asta o regulă a jocului. Sunt și altfel de programe, cum e cel canadian sau cel englezesc, care într-adevăr au scos niște valori. Culmea, cu jumătăți de sânge românesc. Acolo statul a pus bani și a construit un tip de program. În Anglia, Emei Răducanu îi sunt plătiți antrenorii. Da? E o chestiune interesantă asta. Noi nu avem asta, dar nu suntem nici măcar, cum să zic, acolo unde ne-ar da dreptul bazele noastre sportive și știința noastră de carte. Nici măcar acolo nu suntem. Exact, exact, dar noi ca nație suntem delăsători. La un moment dat, exact cum a spus un antevorbitor, mă mulțumesc cu atât, am ajuns până aici, gata, de aici numai. La Nadal a fost altceva, a vrut din ce mai mult și a vrut să fie numărul unu al tuturor timpurilor și a ajuns. Poate ați văzut faza din vestiar când a căzut blană jos. Nu, n-am văzut. A căzut super epuizat în vestiar, Nadal a căzut din picioare blană jos. Nu ați văzut. La conferința de presă nu l-au mai ținut picioarele, i-au pus scaun să stea pe scaun. Asta am văzut, da. A dat ultimul strop de putere din el ca să poată să reușească. Asta la noi ne mulțumim. Asta vreau să te întreb, la antrenamentele de la noi, la construirea sportivului de la noi, să dăm ultimul strop de putere acolo sau faptul că nu avem bază, vine antrenorul și spune, bă, oricum nu avem cum să ne antrenăm, unde să ne antrenăm, ăștia nu ne-au pus nici plasă, nici fileu. Copiii se uită de multe ori să-și mecherească și pe antrenor, și timpul, și pregătirea fizică. Alexandru, de multe ori se uită exact ca la ore să tragă chiulul. Nu toată societatea noastră își mecherește? O exact. Ciupește? Nu cumva ăsta e modelul de nație? Sunt puțini și noi avem talente mari și am putea să avem mult mai multe dacă ar avea un suport. Păi dacă un copil sărac este foarte talentat și nu are cum să își ia echipament, talentul lui moare odată cu el.
Îți mulțumesc tare mult, zice Marius Ciumandru pe Facebook. Unde să bată copiii mingea? Toate școlile sunt cu perimetru închis. Da, și a fost o bătălie să se deschidă școlile astea, măcar în București. Hai să vă mai zic o bătălie. Primarul de la Brașov, Valen Coliban, se luptă să facă tot felul de terenuri de sport între case, în parcuri, să pună la, cum să zic, să deschidă lumea sportului. A avut acolo la un moment dat domnul Valen Coliban o idee să facă niște terenuri de frisbee. Știți ce este frisbee? Aruncarea discului. Să ieși în aer, să poți să te miști. Păi, ce să vezi? Colegii mei din presa brașoveană au zis că asta este cea mai mare prostie din lume. Deci faptul că poți să te miști cu un disc, minimal atât cât ai la dispoziție, asta este, lor li se pare o prostie. Bă, apreciez, da. A te mișca nu e o prostie. A încerca să găsești o plăcere în chestiunea asta nu e o prostie. A munci iarăși nu e o prostie. O prostie e să ne uităm tot timpul unii la alții și să zicem, bă, nu e de la noi, mă, e de la ei. Cine v-a lucrat aici, domnule? Cine v-a lucrat în sport? Ovidiu, salutare! Noi am plecat de la discuția asta, de la performanța lui Nadal. Dacă ai copii, ce le-i spune copiilor despre ce ai văzut ieri? Ce le-a zice copiilor mei despre ce am văzut ieri? Le-a zice că în felul următor, e adevărat că viața depinde și de timp și de împrejurări, ce îți oferă, ce oportunități, dar sunt sigur că atâta timp cât copilul meu, și sper să o ajut pe fetița mea să facă asta, să muncească cât se poate de serios, să fie ea conștientă de tot ceea ce poate ea, să aibă niște valori ale, inclusiv ale muncii, dar și valori morale în societatea în care noi trăim, într-un fel sau în altul va reuși. Că va ajunge sau nu la performanțe în sport sau în alt domeniu, e poate sau mai mult sau mai puțin relevant. Dar cred că, dacă e vorba despre discuție, cred că Nadal a reușit ieri, poate și datorită faptului că în setul 3, acolo la 3-2 pentru Medvedev, cu 4 mici de break, a reușit să întoarcă, cred că acolo a fost puțin cheia meciului. Cred că ce putem învăța noi de la omul ăsta, cred că e să muncim, să ne uităm la noi în oglindă, să ne gândim ce pot să fac mai bine, ce aș putea îmbunătăți la mine mai bine în primul rând și după aia aș putea cere și la cei din jurul meu. Cred că asta trebuie să le insuflăm copiilor noștri, niște valori corecte despre ce e bun, moral, etic în viață, să înțeleagă că prin muncă poți realiza multe. Din păcate, noi ne place mult așa, cum zicea și voi mai devreme, o jumechereală, o mică combinație, dacă mi se permite. Și din păcate, noi ca și popor suntem un popor talentat. Avem multe talente, dar ne lipsește uneori seriozitatea, faptul de a munci, de a ne păstra modești, umili și de a face lucrurile așa cât se poate de bine, dar plecând de la noi, de la propria persoană, și după aceea putem să cerem și de la cei din jurul nostru. Hai să-ți dau niște exemple, apropo de modul în care, sigur că mințile sunt deschise, putem scrie orice, neavând niciodată reținere, mă uitam la diverse mesaje pe Facebook. Domnule, victoria lui Nadal nu e atât de importantă ca lipsi Djokovic. Țin să vă spun că în sport mereu lipsește cineva, un mare campion, sunt mari dureri pentru mari oameni care nu reușesc să meargă la competițiile respective, da? Cred că și Serena a mai lipsit de pe la niște competiții și au câștigat alte jucătoare. Sau cele mai mari performanțe ale României olimpice sunt obținute când Rusia nu și-a trimis jucătorii la jocurile olimpice. Scade asta din performanță, ca să dau și răspunsul ăsta? Nu cred că scade. Mie îmi place ce ai spus. Copilul tău face sport? Copilul meu încă nu face sport, am încercat, dar în perioada asta încerc să ajut să dezvolte bine, pe lângă sport cât e posibil, anumite valori corecte în viață, despre ce e bun, ce e corect, faptul de a munci, faptul de a nu aștepta să facă alții câte ceva și sunt aproape de ea. E adevărat că cu sportul nu prea mult, dar atunci când reușim ne face plăcere să facem sport, să mergem împreună. Eu personal nu aș încuraja-o să meargă mult în sport, pentru că am văzut puțin și din propriul meu exemplu, e multă muncă, nu știi sigur dacă ajungi într-adevăr undeva
Și, na, sunt și mult, pe de altă parte, sunt și multe alte capcane, poate, în privința aceasta, dar mă străduiesc în principiu mai mult în partea aceasta să-mi educ copilul, ca să fie un om, în primul rând, și după aceea, când ești un om, reușești să faci lucrurile așa cum trebuie și, la final, că va ajunge sau nu, poate un mare campion, un om celebru, dar cred că e important să fiu mândru de ceea ce face, de cum este ea, nu neapărat de ce realizează, dar cum este ea ca și persoană. Bravo! Mulțumesc tare mult! Sună foarte bine! Eu cred, așa cred, că a fost crescut și Rafael Nadal și alții care merg în sport cu modestie. Cât despre rezultatele muncii, vă citez aici din Andre Agassi, deschiderea cărții sale care se numește Open. Sunt un om relativ tânăr, am 36 de ani, dar mă trezesc ca și cum aș avea 96. După 3 decenii de sprinturi, opriri bruște, sărituri înalte și aterizări brutale, corpul meu nu mai pare să fie corpul meu, mai ales dimineața. Pe când deschid ochii, sunt un străin pentru mine însumi și, deși încă o dată, acesta nu e un lucru nou, e mai pronunțat dimineața. Trăiesc din tenis, deși urăsc tenisul, îl urăsc cu o patimă întunecată și secretă, totdeauna l-am urât. Sunt și astfel de urmări, dar asta nu înseamnă mai puțină muncă. Salutare, Marian! Bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit și bună ziua! Ce învățăm? Ca să răspund întrebării pe care ai pus-o, da, eu cred că suntem un popor așa, ne place un pic să mergem din inerție și din talent. Dar marile noastre valori în sport au muncit foarte mult. Simona Halep poate nu e la fel de talentată, dar cred eu că a făcut totul prin muncă. Fetele de la canotaj, din Sucevița, din Moldovița, de undeva din Bucovina, să faci canotaj unde cea mai mare apă e un pârâu, cred că denotă foarte multă tărie și cred că a fost acolo o muncă titanică. Și nu vreau să mă pun în pielea părinților care probabil și-au trimis două fetițe de acasă la o vârstă de, nu știu, 8-10 ani, chiar nu știu. Pe de altă parte, cred că nu revin la aceeași problemă cu toate, că nu cred că ești de acord cu mine, dar sprijinul autorităților. Nu există un, nu știu, eu nu prea sunt de acord cu toate, că o să-mi iau murhei, nu prea sunt de acord cu orele de sport. Mi se pare o pierdere de timp, nimeni nu face nimic, pentru că cumva e și imoral. Transpiri, te uzi, sunt adolescenți, timp de praf, faci o oră de sport la ora 9 și ai ore până la ora 14. Nu, cumva nu, nu, mie nu-mi place. Eu am făcut sport semiprofesionist și uram orele de sport. Și încercam să trag chiul. Mie îmi plăcea la sport, ce să zic. Adică eu zic că e important. Da, fotbalul, până la o vârstă, fotbalul cu colegii și joaca aceea, dar pe urmă era așa o chestie, mai degrabă făcea matematică. Ce soluție, cumva, nu știu, că ar fi ca și un program de stat. Eu mereu am fost adeptul cluburilor sportive. Merge acolo, 5 prezențe, 6 prezențe, cum vin copiii cu adeverință de la medicul de familie, sunt apt de sport, dar vin cu adeverință. Ar putea să vină cu adeverință de la un club de sport, unde să ai profesori calificați și un copil să facă ce sport. Adevărul, ești un pic mai gras. Nu poți face atletism, da? Să scoți. Înțeleg cumva și părinții aia. Se pune să scoți 8 secunde la 50 de metri. Nu poate, e grăsut, nu poate să iasă, să îi strică media la sport. Cumva, așa e și construit toată societatea. Cumva să poți să păcălești. Faci un club sportiv cu profesori pregătiți, patinaj viteză, mă rog, vara pe role, handbal, volei, cu profesori foarte bine pregătiți. Și atunci tu vii și prezinți dirigintelui și uite, luna asta am făcut handbal, nu-mi place, trec la basket, trec la volei, un sport foarte frumos. Înțeles sistemul tău, dar știi că eu aș insista pentru orele de la școală, din mai multe motive, dar ceea ce îți displace ție, uite, de-abia aici putem vorbi într-adevăr de cum vede statul lucrurile astea. Nu avem o infrastructură necesară în școală, adică copiii ăia nu au unde să se schimbe, să se curețe, să se spele după ora de sport, nu? Că dacă ar avea 20 de minute la dispoziție după ora de sport să se aranjeze un pic, așa, cred că n-ar mai fi un chin atât de mare să faci ora aia. Este adevărat, este adevărat, dacă îmi permit. Și cred eu că încă un motiv pentru care părinții cred că nu își dau copiii la sport e și nesiguranța viitorului. Nu toți o să ajungă campioni, măcar național. Și atunci se gândește,
băi, renunță la școală cumva, dar e greu, e destul de greu, doar copiii adevărat sunt destrați, pot face lucrurile în paralel bine. Și atunci ajunge la 18 ani, ce face? Lucrurile astea cumva i-ar putea integra. Bă, nu e cel mai bun, dar face cu pasiune și măcar de un antrenor, un salariu decent de 4.000 de lei. Și atunci, știi, ce, decât ajungă zidar, se face profesor de asta handball. Și pentru că... De oină. Și pentru că am despărțit apele și am zis, bă, sportul, carte, cine se duce la sport nu mai învață, da, și nu mai încuraja nimeni să învețe. Da. Știți cum e? E și nesiguranța. Ce faci apoi? Și cumva și părinții își spun, păi îl las pe ducă, știi, la 22 de ani, își rupe piciorul. Ce face? Ce faci? Uite, îți dau eu o soluție. Faci kinetoterapie. Voință de fier. Kinetoterapie, sunt kinetoterapeuți extraordinară meserie și în care să fac și ceva bani. Antrenori de fitness e foarte la modă acum, sunt săli de sport, sunt dimensiuni ale sportului situate lângă sport pe care noi nu le vedem, care țin de marketing, de comunicare, de, cum să zic, de ajutor dat unor sportivi celebri. Sportul este o industrie. La noi e o ciupeală. Scuze, de foarte multe ori, de aia nu merge. Scuze, ai spus că, într-adevăr, Medvedev la Academia lui Agassi, dar un părinte nu poate să riște totul, mai ales e România, vorbim... spunem lucrurilor pe nume, dar dacă ar avea un club sportiv în care vine antrenorul și spune un antrenor bine pregătit, domnul Striblea, are talent, eu până aici vi-l pot duce, eu zic să investiți, veniți și vedeți, avem sâmbătă turneu, îi bate pe toți, nici nu poți să investești în ceva în care n-ai nicio certitudine, ești tu ca părinte. Nu știu, așa văd societatea. Da, te înțeleg cum, dar și cu mine s-a... Corect. Și cu mine s-a procedat la fel și eu cu copilul procedez la fel, doar că nu vreau să... iau aceste speranțe. Am un nepot care face fotbal până astăzi, a ajuns la 18 ani, e la Farul Constanța și l-am sprijinit întreaga familie și o să-i dăm o mână de ajutor să ajungă la un nivel mai mare, să aleg și drumul ăsta. Adică am văzut și oameni mai curajoși aici și știu ce înseamnă lucrul ăsta. Unde suntem? La Mircea? Mircea, salutare! Mircea, bine ai venit! Bună ziua, o salut pe dumneavoastră. Știi și de unde? Am început de la Nadal și performanța sa uluitoare. Ne întrebam ce învățăm noi de aici despre muncă, despre cum suntem noi. Da, v-am ascultat cu mare plăcere și vă ascult de multă vreme. Eu sunt profesor de sport și chiar fac naveta dintr-o localitate rurală în oraș, dar nu asta e important, și vă ascult. Ce pot eu să vă spun? Într-adevăr, Nadal a depus o muncă titanică ca să ajungă unde a ajuns. Pe lângă un talent care nu se poate măsura, chiar nu se poate măsura. Ce ne deosebim noi față de el? Talente sunt. Vă spun, sunt. Sunt profesor de sport și văd la școală talente. Le văd. Problema e societatea noastră este cum este. Noi vrem să ajungem prin sport la nivelul unui Nadal. Am să fac o paralelă acum, să vă spun că Halep, care este, să zic, simbolul nostru în sport, în tenis, a ajuns tot datorită părinților ei, care la un moment dat, dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, și-a vândut inclusiv casa. Dom'le, da, dar mai e ceva. Zice ea așa, fiți atenți, am suferit înainte să mă bucur. Din punctul meu de vedere a fost un avantaj. M-a ajutat să stau ancorată foarte bine cu picioarele pe pământ. Faptul că am câștigat Grand Slam-uri nu a fost o întâmplare. Și când mă pregătesc, dau totul 100%. Vreau să iasă cât mai bine. Perfecțiunea nu există. Trebuie să te implici total. Până acum tenisul înseamnă viața mea, tot ce fac, fac pentru tenis. Vezi, ea nu vorbește de banii pe care i-ar putea câștiga, ci despre un mod de a fi. Despre asta e vorba. Vreau să fiu o campioană. Crezi că mintea ei... am impresia că mintea ei nu este croită ca unui fotbalist. Eu nu cred că Simona Halep se gândește când pleacă la treabă sau se gândea, mamă, și dacă ajung până aici, ia să văd, astăzi fac 100.000 de euro. Ceea ce îmi pare că în fotbal, care reprezintă mult mai bine societatea românească, se vede aproape zilnic. De ce să joc în Belgia pe 30.000 de euro pe lună, când pot să joc în Arabia Saudită la un nivel mult mai prost, dar pe 100.000 de euro pe lună?
Cred că aici se face diferența. Da, aveți dreptate. Și acum o să fac și eu o paralelă cu ce ați spus dumneavoastră. Vă întreb pe dumneavoastră de ce în România salariile la handbal, dacă o să vă uitați la CSM, de exemplu, sunt niște salarii enorme în comparație cu salariile din Germania, din Belgia, din altă țară. Noi nu avem rezultate. Da, pentru că cluburile și-au impus această politică în care sunt finanțate de primării și au acordat printre cele mai mari salarii din lume, cred că la handbal, da. Asta a fost... De ce nu vin rezultatele? Păi pentru că probabil nu muncim cât trebuie de salariile alea, că asta e singura explicație. Asta e problema. Dar nimeni nu mai poate să-mi spună mie în momentul ăsta, că am văzut că sunt tulburări și în handbal, mie nu mai poate să-mi spună cineva în handbal că... Dom'le, nu sunt bani la nivel de cluburi, că vedeți că ar trebui să mai facă cineva ceva. Nu. Statul, federația, societatea în sine au asigurat un sistem care i-a îmbogățit pe unii, știi? Dar, din păcate, de banii aceia pe care noi toți îi plătim, nu vine munca aia pe care o vrem la topul ăla. Sigur că da. E observație corectă. Să știi. Din păcate, așa cum da. A zis. Și acum vă mai spun o caracteristică a românului, că eu chiar am... fiind în domeniu, am urmărit fenomenul, să zic așa, cei talentați, care sunt talentați, nu depun munca. Deci la ei ajunge să conteze talentul. Muncesc cât muncesc, după care se plafonează și se mulțumesc cu atât, cum ați amintit în vorbele spuse cu câteva minute înainte. Îți mulțumesc. Aș vrea să o aud și pe Mihaela. Salutare, Mihaela. Ce învățături ai? Bună ziua, bună ziua. Și eu am făcut sport de performanță, sărituri în apă. Și sunt foarte multe lucruri de învățat de la toți marii sportivi ai lumii. În primul rând, eu cred că o problemă noastră este o problemă combinată. Avem și sportivi talentați, nici noi părinții poate că nu îi stimulăm perfect sau nu îi stimulăm îndeajuns sau nu îi motivăm și extrinsec, dar noi îi determinăm să se motiveze și ei intrinsec. Cred că este și o problemă a noastră ca țară și o problemă în care am avea nevoie de sprijinul autorităților, cum au zis ceilalți, și aș vrea să-mi permiteți să dau și un exemplu. Te rog. La sărituri în apă, spre exemplu, noi avem doi mari sportivi care sunt campioni, mondiali la high diving. Ramură care teoretic nu prea există în România, dar ei doi români s-au încăpățânat să fie cei mai buni. Gândiți-vă că nu au infrastructură. În București, spre exemplu, nu mai există un bazin de sărituri în apă în care să se antreneze, dar ei fac toate eforturile să se antreneze în afara țării. Ideea este că dacă nu există muncă individuală, poate să existe talent cu carul. Dacă nu-ți dorești să ajungi într-un punct, nu ai cum să răzbați. Și copilul, fiind mic, normal că este tentat mai repede să stea în fața televizorului sau a jocurilor video sau eu mai știu ce, dacă nu este și stimulat. Iar ei, practic, învață și de la noi, și de la ceilalți, și de la ceilalți sportivi, și de la ceilalți oameni din societate, exact cum vor sau cum nu vor să fie. Da. Deci, înțeleg părerea mea, ce spui. Asta este. Dacă, nu știu, dacă și noi părinții am venit un pic în ajutorul lor, și profesorii, și antrenorii și-ar da și ei interesul și și-ar face și partea lor de treabă, și atunci și autoritățile și-ar face partea lor de treabă, eu cred că am reușit un picuț mai mult. Și niciun sport de performanță nu înseamnă că nu sunt sacrificii. Sunt sacrificii enorme. Eu mi-aduc aminte, eu n-am avut copilărie la modul în care să știu cum să mă joc cu copiii din fața blocului. Nu, domnule. 6 ore pe zi, 3 dimineața, 3 seara, aveam antrenament la bazin. Pentru noi asta era important. Știam că acolo vrem să facem performanță. Știam că acolo trebuie să fim cei mai buni, cea mai bună versiune a noastră. Noi, eu personal, nu mă luptam cu celălalt adversar. Mă luptam cu mine. Eu să fiu mai bună decât mine ieri.
Ai spus o vorbă asta mare. Asta încerc să le transmit tocmai, și copiilor mei. Tocmai ai spus același o vorbă lucru. Mare. Cea mai bună versiunea noastră, să fiu mai bun decât ieri. Cred că asta a demonstrat omul ăsta ieri, nu? Cred că de fapt despre asta e vorba. Nu contează numai în sport. În orice facem. Cred că... Poate nu sunt cel mai bun azi, dar încerc să fiu mai bun ca mine mâine. Asta spune foarte mult despre societatea noastră. Mihaela, îți mulțumesc. De fapt, acesta este mesajul pe care ar trebui să ni-l transmitem. Și mie aici mi-ar fi foarte ușor să fac mereu o emisiune în care să arăt înspre unii sau înspre alții, să fac o emisiune care să vă despartă. Prefer să fac una care să se uite înspre noi. Eu cred că rezolvarea vine cumva din interior. După ce a refuzat Naționala României, Laszlo Beloni a lăsat așa un mesaj și zice în felul următor: jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cine îi antrenează? Ce fel de aer au respirat acești oameni? Responsabilitatea principală cade pe noi, ca educatori. Cum ne educăm copiii, așa se comportă. E mai greu cu generația nouă, spune el, dar te adaptezi, cauți, trebuie să găsești soluții, spune un fost mare fotbalist, un performer al României. Iar eu cred că dacă vă uitați la victoria de ieri, cu siguranță învățăm cu toții câte ceva. Măcar despre modestie și despre faptul că în fiecare zi trebuie să ne prezentăm mai bine la muncă. Într-o zi o să ne reușească. Asta e discuția motivațională de astăzi, cum ar fi spus unul dintre ascultătorii noștri. De mâine stați să vedeți câte probleme avem în față. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.